Chiar inestimabilă, Mahatma domnule. Gandhi, să închid toate cele minunății spuse de antevorbitori, cu cheia, cu cheia. Dar am să o închid parțial, n-am să închid de tot discuția. Și am să încep prin a spune că m-am apropiat cu o dificultate de poezia Elei Mihaelei, că eu știam din ipostaza de pictor de icoane. Nu știu mai de mult și când cineva ți apare cu alt, îmbrăcat în alt costum sufletesc decât îl știi, sigur că ai o mică tresărire și încerci să vezi în nou costum ceva din vechiul costum, în ziua în care le regăsești, ce anume este constant același ceea ce ține de evoluția personajului respectiv. Și asta a fost o dificultate. Prin urmare, a trebuit să citesc de două ori. N-a fost rău și am încercat să descoper ce mi-a plăcut mai mult decât la alte lecturi de poezie. După cum știți, toată lumea prezentă de aici, femeia are o obsesie constantă. Bărbatul. Și bărbatul are tot o obsesie, aceeași obsesie, tot bărbatul. Așa stau lucrurile. Prin urmare, nu e de mirare că un astfel de volum de poezie este un volum prin excelență erotic. Dar vreau să-l văd pe derbedeu. Unde e ascuns? În ce stă? Nu mi-a fost atât de simplu. Pentru că, de regulă, la poet, la scriitor, care operează cu muza, muza fiind de gen feminin, o muză, mai multe muze, raporturile sunt clare. De la mine, la ea. Și atunci pot să construiesc orice. Cum operează că muz nu e? Ba este. E muzoi. E muzoi. Vreau ceva. Sau mai muzoi, sau cum se poate, da. Unde se ascunde muzul ei? Ei, să știți că n-a fost atât de simplu să îl descoper. N-am certitudinea că am dat peste el. Dar îl bănuiesc. I-a ascuns pe undeva pe acolo. E în poem. Așa. Adică poemul e plăcănat, e ambigen. Un poem, două poem. El stă așa. Deci, prin urmare, poeziile lui Mihaelei au două dimensiuni, cum rar am întâlnit la alte femei poetese. Poete, poetese. O dimensiune care e foarte rar întâlnită, cerebralitatea. Dimensiunea conceptuală, rațională. Rar găsești la poetese, rar găsești la femeie, dar și mai rar la poetese. Unde am găsit-o, o să vedeți. Există un exemplu, trebuie să lucrăm pe exemple, de poezie aproape masculină. Se scurge tinerețea, ruginește sub tălpile mele, mă preling prin orgolii precise și dure, materia curge în ciclu delirant, e totul efemer. O femeie nu spune niciodată. Nimic nu trece. Murim și ne naștem, sau ne naștem și murim. Creatorul ne zămislește. O poezie aproape conceptuală. Pe partea elaltă, există o ardență senzuală absolut remarcabilă. Adică ea s-a așezat între foc și gheață. Așa, o frige gheața și o îngheață foc. Nu-i simplu să baleezi atât de lejer cum balează Ela între cele două ipostaze antinomice. Această rezervă de vocație m-a pus pe gânduri. Zic, de unde își o trage? De unde își trage această nevoie de a fi când în concept, când într-o senzorial devastator? Și vă citesc și poezia extrem de interesantă. Unde face chiar amor, amorul din tâi, poemul. În brațele mele ai prins rădăcini adânci, poemule. Poemule. Să nu ne înțelegem. Poemă, poema, nu.
Ești numai al meu și nu poți să te alungi de lângă mine într-un loc numit uitare. Este extrem de feminin. Ce prinde, nu lasă. Deci era vorba de poemule. Sigur că asta e și dă farmec acestui volum. Capacitatea de a te mișca de la concept la senzorial, cu atâta lejeritate, nu-i decor. Sigur că asta dovedește și maturitatea ei, asta dovedește și seriozitatea ei în fața hârtiei albe, dar mai dovedește ceva. Că este o creatoare care oricând ne poate oferi surprize mult mai mari. În sensul în care e posibil chiar să mai scrie o carte. Se poate. Nu după 25 de ani, ci probabil încă 25 de ani, dar contează. Faptul că avem de-a face cu un scriitor serios este cel mai important. Nu să ne inunde cu vorbe inutile și fără substanță. Așadar, mi-a fost foarte greu să o încadrez, dar am încadrat-o. Este un poet, este o poetă, care pendulează între Sfânta Tereza, Sfânta Maica Tereza și Chiara Chiralină. Atât de bine știe că nu e întreagă decât așa, încât, la un moment dat, am avut senzația că este jumătatea androginului pe care îl caută ea. Adică a ălui laut. Că cineva, și știm cu toții cine, un derbedeu, Zeus, a tăiat sfera și l-a trimis pe bărbat aiurea și pe femeie aiurea. Și ea-și caută bucata ailaltă. Și o să-l avem aici, că trebuie să... Poemul ca prunc al poetei cu sinele lărgit. E, acest alter ego al ei masculin îl invocă într-un final ca tată mistic al poemului ei, a poeziei ei. Ridic ochii către Dumnezeu, către toate rugile nespuse, caut o soartă statornică, un poem tot mai aproape de nemurire. De fapt, aia era forma sub care ea căuta această pereche, nevoia de a se completa cu celălalt, cu euul lărgit, cu euul de data asta zeificat prin nevoia ei de a se întregi în buza Olimpului. Are și amor cu iluzia. Iar asta este foarte interesantă chestia asta. Pentru că nevoia ei de dragoste este deopotrivă fizică și metafizică. Ori lucrul ăsta eu nu l-am mai găsit la altă femeie. Poet. Găsești o chestie la Marie Curie, găsești la Ana Slan. Dar la o poetă, poetesă, să găsești nevoia asta aproape metafizică, de fizic și metafizic, este foarte rău. Și asta e foarte, îi face deosebit de valoroasă cartea Elenei, Mihaelei, Elei, nu știu, el îi spunea Mihaela. Bineînțeles că impresia pe care ți-o dă la prima lectură este că ea are o problemă cu Olimpul. Îl invocă pe Pan, îl invocă pe Orfeu, invocă o grămadă de... Bine, nu stă numai în Olimpul grec, se duce și pe la vecinii lor mai bătrâni cu vreo săptămână, la egipteni, Hator, mai invocă o zeiță. Și am avut sentimentul că îi invocă pentru a-i rezolva problemele ei, cum fac toți oamenii. Dă-mi, Doamne! Adică e o problemă personală, dar nu pot eu să rezolv și îl rog pe ăla de sus. Nu mi-l dai și mie. Dă-mi un bărbat, dă-mi bună stare, dă-mi un copil, dă-mi... Dar trebuie să cer ceva.
Un pot sincer de lângă tine că ăla îți dă una. Da. Eu îți pot sincer. Ăla, până îți dă ăla, îți dă mijlocit. Nu îți dă nimic. Deci invocarea, incantația ei la zei, mă gândeam că are o... conotație prozaică, curentă, cotidiană, a cere ceva. Nu. Ea nu cere ceva zeilor, nu cere ceva Olimpului, ci se rătruiește la ei. Că nu i-a limpezit calea către eu l-au alărgit. Pe ei îi lipsește ceva, îi lipsește bucata aia altă din androgin. Și se ceartă cu ei, nu-i cere dă-n Doamne. Și ea a găsit ca mijlocitor. Ca. Și cale către, mă iertați pentru acest grindenism, ca și, da, puteam să o fac, ca cale. E cu cași la gură. Ca și cale, n-am văzut. Da, către a accede la acest zeu care îi lipsește, poezia. Este o ieșire în păcate. O ferice din toată inima și aștept cu foarte mare nerăbdare să văd ce se întâmplă cu următorul. Cu următorul vol. Nu peste 14 ani. Nu, nu, 24. Am murit. O condamnă în 2 ani să viață. Păi da. Poți o condamnă, că dacă o faci în celul, mănâncă celul la cu tot. Asta e început. Îi mulțumesc foarte tare pentru această excepțională ispravă. Îi mulțumesc pentru ceva ceea ce numai